Bună tuturor, bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi avem, zic eu, un video interesant. Sper să vi se pară și vouă la fel de interesant. Și am decis să fac în continuare videouri cu și despre articolele vestimentare. Asta pentru că îmi place și mie să filmez videourile astea foarte mult. Și unde mai pui că și eu învăț anumite lucruri care poate că sunt noi pentru mine în momentul în care fac research-uri și aduc în fața voastră toate lucrurile astea. Așadar, astăzi, după cum deja v-ați dat seama din titlu, vorbim despre jeans, denim, blugi. Prin urmare, voi face așa o scurtă introducere în tot ceea ce înseamnă blugi, istoricul lor și cam de unde au pornit ei. După care trecem la un lookbook, să-i zic așa. Voi avea 10 ținute pe care le vedeți deja aici atârnate pe standerul din spatele meu și voi folosi doar o singură pereche de blugi, stați să o și iau de aici. Este vorba despre blugii aceștia, niște blugi care au o croială un pic băiețoasă, sunt genul acela de blugi mom jeans. Cel puțin din câte mi-amintesc eu, mami purta blugii din ăștia și chiar și acum, în momentul în care se duce în magazine, își caută același gen de blugi, același gen de croială pe care o purta ea în tinerețe. Pe aceștia îi voi pune în 10 ținute diferite, sper eu. Am încercat să fac niște ținute din toate zonele, și romantice, și rock, și nu știu ce mai am aici, și clasice, mă voi folosi și de sacouri. Am încercat așa să fie un mix din toate zonele. Pentru astăzi era programat, de fapt, cu totul și cu totul alt video și anume voiam să vă arăt cum mă vopsesc, pentru că primesc extrem de des întrebările astea, cum mă vopsesc, ce folosesc pentru a mă vopsi, și știu că eu am mai abordat subiectul ăsta în trecut, dar niciodată sau s-ar putea să vă fi arătat într-un daily vlog, din câte mi-aduc eu aminte, cum mă vopsesc, dar foarte, foarte în trecere, însemnând că nu am stat să iau fiecare detaliu în parte, de ce fac asta, de ce fac asta, de ce fac asta. Prin urmare, asta era programat pentru astăzi, dar am colindat ieri tot Bucureștiul în căutare de vopsea și nu am găsit absolut nimic. Am pus ieri comandă și aștept să vină. Reîntorcându-ne la videoul de astăzi, vă spuneam că vorbim astăzi despre denim. Nu vă țin foarte mult cu introducerea pentru că sunt absolut sigură că toată lumea știe de unde provine, cum s-a născut. În general, lumea e informată în ceea ce privește denimul pentru că este și cel mai folosit material din zilele noastre. Este un material făcut din 100% bumbac sau cel puțin așa ar trebui să fie făcut și vorbim aici de un denim de calitate. Cu alte cuvinte, vorbim despre un material care este făcut din fibre naturale, care este foarte rezistent în timp și care nici nu costă foarte mult, comparându-l cu alte materiale din fibre naturale, cum ar fi mătasea, cum ar fi lâna, care știm cu toții că sunt puțin mai piperate ca preț. Probabil că asta a stat la baza popularității denimului. După cum bine știți, bănuiesc, dar vă mai aduc așa puțin în atenție, suportați-mă 2 minute cu toată introducerea asta în poveste, dar după cum bine știți, denimul își are origine undeva în Franța. Și denumirea lui pe vremea respectivă era Serge Denim. După cum vedeți, puteți să observați deja similaritățile, i-a rămas Denim de la Serge Denim, o să vă scriu aici și pe ecran. Materialul acesta nu datează de foarte mult timp, însemnând că știm despre el undeva de prin anii 1850 și bănuiesc că, iarăși, nu e o noutate pentru nimeni, că Levi Strauss este cel care a fondat prima companie care se ocupa cu realizarea de astfel de uniforme din denim. Și spun uniforme pentru că la început denimul era folosit de către clasa muncitoare, însemnând că fiind un material foarte rezistent la uzură, era foarte des folosit, mai ales la minerit, mai ales la tot ceea ce însemnau lucrătorii de fabrică și de aici și culoarea aceea de albastru indigo. La început, și mă refer aici la originile lui, materialul a fost folosit pentru fabricarea păturilor, a corturilor, în niciun caz în industria aceasta a mod și a venit ca o provocare pentru Levi Strauss și pentru partenerul lui de afaceri de a crea o pereche de pantaloni. În momentul în care au apărut pe piață primii blugi, nu a trecut foarte mult timp și tot acest trend, să zic așa, a fost adoptat de oameni. Și explicația pentru asta este foarte simplă. V-am zis și la început, era un material natural, nu costa nici foarte mulți bani și avea și o foarte, foarte mare rezistență în timp. Și de aici până la popularizarea lui pe tot globul
tabul a fost doar un pas. Și mai ales în anii 50-60 au fost purtați inclusiv de vedete și vorbim aici de Elvis Presley, vorbim de Marilyn Monroe, ceea ce cu atât mai mult a ajutat la popularizarea acestui articol vestimentar. Cam asta ar fi istoria blugilor, să zic așa. Nu e nimic interesant, nu e nici foarte mult de spus, pentru că au o istorie relativ recentă, nu e un material care datează de când lumea și pământul. Astăzi blugii se găsesc în toate formele și în toate modurile posibile și vorbim aici de blugi evazați, de blugi skinny, de blugi mom jeans, blugi boyfriend, blugi albi, blugi indigo, blugi negri, absolut toate formele și toate mărimile pe care le puteți găsi, le veți găsi astăzi. Dacă la început era doar un brand și vorbim aici de Levi's, a fost primul brand care a fabricat blugi, în ziua de astăzi vorbim deja de blugi pe toate drumurile, toate brandurile fac blugi, mai frumoși, mai bine croiți, mai frumos colorați, dar îi găsiți în toate variantele de preț. Apropo de Levi's, țin neapărat să menționez ceva înainte să trec la lucrurile pe care vreau să vi le arăt, și anume vreau să vă zic neapărat despre pentru pasionatele de publicitate, neapărat musai căutați pe Google, pentru că veți găsi niște vizualuri foarte, foarte faine la brandul acesta, la Levi's, mai ales la campaniile lor cu blugii deconstruiți. Căutați acolo pe Google Deconstructed Jeans și veți găsi niște poze și un mesaj foarte, foarte fain. Și în general, vizualurile lor sunt foarte, foarte bine făcute. Și vă zic asta pentru că știu că am avut în facultate un proiect, la master mă refer aici, un proiect pe vizualul brandului Levi's și a fost de-a dreptul fascinant pentru mine. Cred că a fost și proiectul de intrare, de admitere, de fapt, la master pe care l-am făcut. O să vă las așa aici niște imagini pentru că mi-aduc aminte că mi-au plăcut mie foarte, foarte mult. Asta așa, ca o paranteză pentru pasionatele de publicitate și de artă vizuală. Acum, haideți să trec și la tot ceea ce se întâmplă în spatele meu. V-am zis de la început, veți vedea că am ținute pentru toate gusturile, ținute de toamnă, pe care le-am gândit și le-am trecut așa prin filtrul sufletului și dorințelor mele. Pentru prima ținută am pornit de la un look de bază cu un tricou grafic, vedeți și aici Levi's, tocmai ce vă spuneam mai devreme. Tricou cu jeans este clasic, puteți pune picioare absolut ce vreți, de la botine, de la niște încălțări mai elegante, niște balerini, niște bocanci, până la niște pantofi cu toc, absolut orice se potrivește la ținuta asta, după care, ca să nu o las totuși în zona banalității, am aruncat un trench colorat care mi se pare că scoate ținuta asta din banal și o aduce așa în actualitate. Unde mai pui că se și pupă cu temperaturile de afară, mai ales pe dimineață sau seară. A doua ținută, iarăși este o ținută foarte, foarte simplă. Am vrut în general să plec de la niște ținute simple pentru a vă arăta că pe lângă faptul că puteți să vă puneți un plover cu jeans, puteți de asemenea să și faceți ceva puțin mai interesant cu ploverul acesta, și anume, dacă purtați sutien, puteți să-l faceți un fel de crop top, băgați pur și simplu marginile puloverului sub sutien, sau dacă nu purtați sutien sau nu vă place, simțiți că vă încorsetează, cel mai bine puneți o curea direct pe piele, după care băgați ploverul acesta sub curea. Iarăși este o metodă prin care să faceți look-ul puțin mai interesant, puțin mai tineresc și parcă e un pic mai fain decât un banal plover cu jeans. Puteți accesoriza look-ul ăsta cu absolut orice. Eu l-am accesorizat cu niște botine transparente, că mi se pare așa că duce look-ul într-o zonă mai jucăușă. Vedeți cum dintr-un plover și niște jeans și niște botine cu detalii faine am scos ținuta asta din banal. Puteți accesoriza și la nivelul capului. Eu pot să-mi pun acum o pălărie, pot să-mi pun o banderolă, pot să-mi pun un batic. Absolut orice vă trece prin cap, neapărat accesorizați-vă ținutele pentru că le adaugă un pic mai multă personalitate. A treia ținută este una pe care m-ați mai văzut voi purtând-o și îmi place mie foarte mult, e extrem de tinerească și este acest hanorac crop top împreună cu o bentiță din aceasta albastră și mare, pufoasă, bufantă. Dacă aveți și un machiaj cu albastru la ochi, vă zic eu că va arăta absolut minunat. Mie îmi place să port ținuta asta cu Adidas, dar iarăși puteți pune cam tot ce vreți voi. N-aș pune totuși pantofi cu toc pentru că mi se pare că o vulgarizează. Aș ține în zona asta sport, ținând cont de faptul că vi se vede și puțin din burtă. Deja este ușor sexy ținuta asta, dar îmi place mult de tot. Mi se pare atât de confortabilă și atât de effortless, să zic așa. Adică nu depui niciun efort în a o face și totuși arată extrem, extrem de bine. A patra ținută este iarăși o ținută pe gustul meu
știți cât de mult îmi plac cămășile masculine și croiala lor. Aici am pus aceeași pereche de blugi în combinație cu o cămașă foarte, foarte masculină. Vedeți că mânecile cămășii îmi stau așa atârnate în jos și sunt mai lungi decât mâinile mele, dar ăsta este un efect care mie îmi place. Știu că s-a și purtat, dacă nu mă înșel, anul trecut, ca să nu las totul așa într-o zonă foarte lejeră și să accentuez totuși talia, să se vadă că sunt și femeie, nu doar după păr. Atunci accentuez, v-am zis, talia cu o borsetă din aceasta snake print. Este o ținută lejeră, potrivită să fie purtată pe toamnă, afară, oriunde vreți voi, în oraș. Trecem la partea mai serioasă a lucrurilor și avem aici o ținută care este destul de simplă. Mie îmi place foarte mult cum se vede maleta cu sacou. Ce vă arăt eu aici nu este chiar cel mai potrivit sacou, pentru că este un sacou făcut pentru a fi purtat în loc de jachetă, însemnând că este un sacou în primul rând foarte, foarte oversized, dar mie îmi place lucrul ăsta și este un sacou palton, să-i zic așa. Dar dacă totuși nu vă place maleta cu sacou, puteți de asemenea să puneți un tricou și un sacou mai casual peste și iarăși va fi un look foarte, foarte decent și pe care cred că îl puteți purta lejer și în instituțiile astea oficiale, cum ar fi școală, facultate, birou. Ca încălțări puteți merge iarăși în orice zonă vreți. Mie îmi place și cu sneakers, îmi place și cu bocanci, îmi place și cu pantofi, depinde de eveniment, depinde de locul în care te duci. Ne întoarcem un pic la partea jucăușă a lucrurilor și veți vedea că am aici un tricou pe sub care am pus o fustă din aceasta transparentă. Am văzut ținuta asta purtată în nenumărate feluri. Am văzut tricoul pe sub, fusta transparentă pe deasupra, însă mie îmi place să le port exact cum le vedeți în imagine și ce îmi place să mai fac este nu să las tricoul exact așa cum este el, lung, fără nicio formă, ci să-i fac așa un nod lejer în talie, astfel încât să-mi fie și talia accentuată și să nu arăt ca îmbrăcat într-un sac, teoretic. Mai ales că vorbim aici de niște blugi cu o croială dreaptă, de niște blugi mom jeans, după cum v-am zis înainte. Dacă vorbeam de niște blugi skinny, atunci era mai ușor să alăturăm tricoul acesta lărguț cu acel gen de blugi. Ținuta asta este ușor adolescentină și nu s-ar potrivi niciun caz, zic eu, la birou, dar puteți să vă jucați pentru ieșirile afară, pentru ieșirile în oraș, puteți să vă jucați cu astfel de ținută dacă aveți în dulap o fustă transparentă. Încă o ținută care mie îmi place mult, mult de tot, pentru că este extrem de feminină. Avem aici o pereche de jeans și un crop top. Crop topurile sunt preferatele mele. Nu știu, sunt multe persoane care nu agrează neapărat crop topurile, dar puteți înlocui crop topul cu o cămașă albă sau cu o maletă sau chiar cu un tricou. Puteți să puneți orice vreți voi, atât timp cât sunt potrivite din punct de vedere cromatic, nu vă nicio problemă. După care, elementul care ți-a ochii la această ținută este kimonoul acesta vintage pe care l-am de la prietena mea, Ea, într-o culoare absolut minunată. Este un albastru, un azuriu, o culoare primăvăratică, aș zice eu, dar mi se pare că se potrivește și pe toamnă. Mai am unul negru, însă nu-mi place la fel de mult. Mie îmi plac în general ținutele ușor mai colorate, care se exprime voioșie, viață, bucurie. Negru parcă nu prea, adică nu întind prima oară mâna după negru în momentul în care aleg cu ce să mă îmbrac în ziua respectivă. Doar dacă văd că plouă în continuu afară și atunci, într-adevăr, îmi place să port negru, că mi se pare așa că e foarte dramatic. Iarăși o ținută de ieșit absolut oriunde vreți voi și ne ducem iarăși într-o zonă rock a lucrurilor și voiam neapărat să vă arăt și modalitatea aceasta de a purta blugii. Nu știu câte dintre voi v-ați gândit că puteți să alăturați blugii cu o rochie, spre exemplu. De asta am și adus ținuta asta aici. Eu am pus o rochie neagră, simplă, cu mâneci lungi ca să se potrivească cu toamna care e afară, după care pentru a accentua talia totuși voi pune o curea în talie. Am ales să pun o curea lată, voi puteți pune absolut orice fel de curea, puteți pune și o curea mică. Mie îmi place foarte mult cureaua asta lată și mi se pare că este elementul care ți-a ochii la ținuta asta. După care, dacă e prea frig afară sau dacă nu vă place cum arată așa simplu, puteți să aruncați peste o geacă de piele care îi oferă
oferă elementul acesta rock despre care vă vorbeam la început. Puteți să puneți și o pălărie, un bucket hat, absolut orice, accesorizați-vă zona asta a capului. Nu fugiți de accesoriile pentru cap. Nu știu dacă este doar o pasiune a mea, se prea poate, dar mie îmi place foarte mult să-mi accesorizez părul cu tot felul de șarfe, tot felul de pălării. Mi se pare că schimbă un look în totalitate. Am vrut neapărat să am și o ținută all denim, ca să vedeți că denimul asortat cu denim este foarte, foarte în trend. Nu am avut o cămașă care să-mi placă foarte mult din denim, așa că am optat pentru o geacă din denim cu ținte, iarăși un element ușor mai rebel, să zic așa, ușor mai rock, pe sub care am pus un body care să îndulcească ușor ținuta și este vorba despre body-ul acesta într-un roz pudrat cu Barbie. Îmi place tare mult ținuta asta și este o ținută de ieșit în oraș. Pe asta aș purta-o exclusiv cu sneakers, cu încălțări sport, în niciun caz cu, sau poate cu niște bocanci albi, dar în niciun caz cu tocuri sau cu cizme peste genunchi. Lucruri din astea nu mi se pare că se potrivesc, pentru că e o ținută jucăușă până la urmă. Și trecem la preferata mea. Știți cât de mult îmi place mie albul, purtat în orice ocazie, absolut în orice ocazie, fie iarnă, fie vară, fie toamnă, fie primăvară. Albul mi se pare mai purtabil decât negrul. Avem aici o cămașă, cămașa aceea albă bufantă pe care ați mai văzut-o de multe ori la mine. După care, ca să nu las ținuta într-o banalitate extremă, cămașa albă cu blugi, am luat o panglică, să zic așa, și am făcut o fundă în jurul gâtului. Știți că se poartă foarte mult fundele astea și am vorbit despre lucrul ăsta în videoul meu cu eșarfele, pe care o să vi-l linkuiesc eu în descriere, în cazul în care nu l-ați văzut. Și elementul care face toată ținuta este paltonul. Este un palton în formă de A, un palton extrem de frumos pe care nu l-am călcat eu chiar atât de bine. Un palton cu mânești din acestea clopot, extrem, extrem de frumos și mi se pare că se vede foarte frumos cu albastrul jeansilor. Superb, absolut superb. Este o ținută elegantă pe care o puteți asorta cu niște cizme peste genunchi, o puteți asorta cu niște pantofi, o puteți chiar și cu sneakers, depinde unde mergeți, cât aveți de mers, cât de confortabil vă simțiți în niște tocuri, dar este absolut, absolut frumoasă ținuta asta, este pe gustul meu. Puteți de asemenea să puneți și un guler de blană dacă este foarte frig afară. Gata, asta a fost tot pentru azi. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, iar noi ne revedem data viitoare cu un alt video, sper eu, mai interesant. Vă urez un weekend minunat, bucurați-vă de timpul liber și neapărat, dacă vreți, lăsați-mi în comentarii care ținută vă place mai mult sau dacă vă place seria asta, dacă vi se pare că vă inspiră într-un anumit fel, vă ajută într-un anumit fel, ca să știu și eu cum continuăm pe viitor. Gata, v-am pupat, weekend plăcut, pa!